Valoarea țigărilor este de peste 48.000 de lei. În urma probatoriului administrat, polițiști au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului bănuit de contrabandă. O zi mai târziu, acesta a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă și s-a dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.